Dragii mei, școala prieteniei cu Dumnezeu este cea mai înaltă școală în care o ființă umană ar putea fi vreodată chemată. Este o școală care durează cât viața și cât veșnicia. Niciodată nu se va sfârși. Vom învăța lucruri noi despre Dumnezeu. Prietenia noastră cu Dumnezeu va crește, va înflori și va rodi cu adevărat. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată, și te rugăm cu ocazia aceasta să te descoperi în cuvântul tău, prin Duhul tău promis nou, care ne va călăuzi în tot adevărul. Amin. Așadar, astăzi vom învăța despre prietenie și încrederea în Dumnezeu. Deci, prietenia cu Dumnezeu și legătura ei cu încrederea în Dumnezeu. Vei ști în ce măsură ești prieten cu Dumnezeu după gradul în care ești dispus să încredințezi lui Dumnezeu viața ta, într-un aspect sau altul. Mergem în Genesa, capitolul 39, versetul 4. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a pus, l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea, de altfel însuși Iosif spune soției lui Potifar, stăpânul mi-a încredințat absolut tot. Aceasta este, pe de-o parte, o expresie foarte înaltă a prieteniei și frăției și prețuirii, dar este și o mare ascunde sau semnalizează o mare, o mare responsabilitate. De aceea el a amintit, pentru el a însemnat mult. Depinde de la om la om ce impact are asupra lui faptul că Dumnezeu îi încredințează anumite lucruri, fie materiale, fie spirituale, transformă pe oameni într-un fel sau altul. Pe Iosif l-a transformat în bine. Este extraordinar. Dar acum se ridică întrebarea, în ce măsură poți să faci tu lucrul acesta cu Domnul? a căpătat Domnul trecere înaintea ochilor tăi până acolo încât să încredințezi chiar toate lucrurile? Să încredințezi gândurile tale, să încredințezi simțămintele, planurile tale? Sigur că noi suntem ispitiți, așa cum scrie Biblia, să facem planuri fără Dumnezeu și să luăm hotărâri care nu vin din Duhul Lui și ni se par bune. Suntem ispitiți față de lucrul acesta. Dar nu este aceasta viața la care suntem chemați. Viața la care suntem chemați este aceea în care noi încredințăm ființa noastră lui Dumnezeu. Aceasta este dovada zdrobitoare a unei adevărate prietenii între om și Dumnezeu. Astăzi am avut o lungă convorbire cu un prieten care se zbuciumă mult, mult de tot. Sub greutatea unor nedreptăți strigătoare la Dumnezeu. Și i-am spus, uite, lucrurile stau așa, dar a întrebarea ar fi, ai încredere în Dumnezeu să, -i, să pui dosarul acesta pe masa lui? Ai încredere în hotărârile lui Dumnezeu, în căile lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu? Sigur, tu ți-ai făcut toată partea ta. Dar de aici încolo, ai încredere în Dumnezeu că este judecătorul la tot pământul, care nu va face niciodată o greșeală. Ai încredere aceasta. Iubiții mei, a fost un timp mai lung în care noi am vorbit, după aceea ne-am rugat împreună și în rugăciunea Dumnealui a. Pus dosarul acesta pe masa lui Dumnezeu, am știut că a câștigat procesul în clipa aceea în care a avut încredere în Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu, în căile și în mijloacele lui Dumnezeu. În psalmul 31, versetul 5, se găsește textul pe care l-a citat Iisus pe cruce. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărat. Acest cuvânt este atât de cuprinzător încât îl las deschis în fața fiecărui suflet și cer lui Dumnezeu să intrăm în dialog cu el ca să înțelegem magnitudinea și plenitudinea acestui cuvânt pe care l-a ales Mântuitorul să fie cel din urmă pe care l-a rostit pe cruce. Iubiții mei, este tulburător de însemnat, de important lucrul acesta. În același, în psalmul 37, a cu versetul 5, spune: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Cel mai mult îmi spunea un doctor: Cel mai chinuitor lucru psihicul uman este incertitudinea, nesiguranța, nesiguranța zilei de mâine, nesiguranța felului cum va ieși o situație sau alta și aceasta dărâmă, ucide, îmbolnăvește. Este e groaznică această povară a nesiguranței, un fel de radiație în tot corpul care distruge vitalitatea. Nesiguranța aceasta, incertitudinea. Încredințează-ți soarta, pe păi, da, nu știu care este, pe păi, tocmai de aia. Tocmai de aceea, indiferent care va fi ea, dacă a fost încredințată lui Dumnezeu, nici nu, nici nu întreb care va fi. Da, o voi vedea. O voi vedea și voi înțelege. Dar, în ochii mei, el trebuie să fie privit ca unul care poate să, să hotărască soarta mea, indiferent care va fi ea. Fie cu privire la viață, fie cu privire la economia noastră, fie cu privire la misiunea, la slujba noastră. În orice problemă imaginabilă, adevăratul prieten va încredința lui Dumnezeu soarta lui și soarta lui va fi aceea pe care Dumnezeu o va aduce și o va îndeplini pentru că a fost încredințată lui. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să ți se clatine piciorul dacă e încredințat lui. E adevărat că uneori lucrurile apar chiar opus așteptărilor noastre. Primele cuvinte pe care le-a spus așa cu un geamă de durere Iacov când a înțeles că vine fratele lui împotriva lui cu 400 de oameni. Pf, nenorocirea neca în sânge toată familia și toată tabăra lui și mângâierea sufletului lui a fost una singură și tu ai zis robului tău. Adică ți-am încredințat ție lucrurile acestea, m-am încrezut în tine. Și sunt aici în această situație. Dacă, într-adevăr, lucrurile apar destul de întunecate, cum era aici, dar în conștiința noastră există gândul că m-am încredințat ție, Doamne, cu adevărat. Nu am avut un plan al meu, n-am avut o agenda mea, o intenție a mea care să fie ascunsă și să mă folosesc de tine să împlinesc. Nu, despre eu spune primul lucru Dumnezeu, era un om curat la suflet. Primul lucru, înainte să încep să-ți spun ce am de gând să spun, Doamne, fămă să am sufletul curat, să am sufletul liber. El te va sprijini și nu va lăsa niciodată să-ți se clate în piciorul, dacă într-adevăr te-ai încredințat lui. Prietenia adevărată cu Dumnezeu, adevărata prietenie cu Dumnezeu, funcționează în mediul acesta. Acesta e mediul în care funcționează ea, încrederea de plină în Dumnezeu încredințează lucrările, mă vreau să fac această lucrare, doamne, A, nu am cu ce, nu am când, nu am unde, auzi, încredințează-Lui Dumnezeu și rămâi fără cuvânt când vezi căile Lui Dumnezeu. Au să nu luați bani la voi când veți pleca, să nu luați toia mâna, păi ne mușcă vreun câine sau ceva, dar chiar așa să nu iau toia mână. de ce? Păi, te voi învăța de ce. Când s-a întors, i-a întrebat: Ați dus lipsă de ceva? Nu. Păi, dar n-ați avut, mă la voi, dar n-am dus lipsă de nimic. V-am mușcat câine? Nu ne-a mușcat nimeni. Deci, oricum, nu aveam toiag pentru lucrurile acesta. Dar, păi, de asta v-am spus să nu luați, pentru că eu eram acela, eu eram toiagul vostru. Tu ești un judecător drept, Doamne, care cercetezi rinichii și inimile. Adică, pro pătrunzim profunzimile sufletului. Fă-mă să văd dreptatea ta, că -și ție îți încredințez pricina sau cazul meu. Ție îți încredințez pricina sau cazul meu. Încredințarea aceasta și școala încredințării este o școală de o viață aceasta în care învățăm în lucruri mici și mari să încredințăm lui Dumnezeu așa ca și atât de natural devine lucrul acesta încât ni se îndreaptă conștiința imediat spre încredințarea, spre a încredința lui Dumnezeu situația. Poporul urlă, poporul strigă de sete în pustiu, Moise este distrus că a murit Maria, sora lui care l-a scăpat de la moarte și toate celelalte lucruri. Și Moise este distrus și este obosit teribil de atâtea revolte ale poporului acestuia și... Vine să rezolve problema, dar nu ia seama că a trecut peste cel mai important pas care este încredințarea situației în mâna Domnului. Cineva strigă la tine, cineva te blamează, cineva te acuză, cineva te nedreptățește într-un fel sau altul. E adevărat ce vezi, trăiești, împreună cu tine le trăiește Dumnezeu, dar primul și primul lucru al adevăratului prieten al lui Dumnezeu și al omului care crede că Dumnezeu este prietenul lui, atunci primul lucru este încredințează Domnului această situație. Chiar dacă este ceva fulgerător. De multe ori ne, ne scuzăm cu aceasta. M-a prins pe picior greșit, n-am mai apucat să mai încredințez nimic lui Dumnezeu. Nu, lucrul acesta devine un mod de viață. În timpul când s-a întâmplat aceasta, ai respirat, sângele a circulat, corpul a funcționat, ceea ce arată că tot în același timp sufletul trebuie să funcționeze și conștiința să se îndrepte imediat pentru a încredința situația lui Dumnezeu, să se îndrepte fulgerător spre Dumnezeu, în mâinile tale încredințez această situație. Este o școală, așa cum spuneam, și nu trebuie să disprețuim sau să ignorăm sau să minimalizăm niciun prilej de a crește în încrederea în Dumnezeu până acolo încât i-a încredințat tot ce avea, absolut tot ce avea. Este umblarea cu Dumnezeu. Este taina vieții duhovnicești. Este cea mai înaltă onoare care se poate acorda unui om, aceea de a ancora încrederea lui în Domnul. Pavel Apostolul îi scrie ucenicului său, știu în cine am crezut, pe de-o parte, și pe de altă parte știu că el poate păzi ceea ce am încredințat. Din pricina aceasta scrie el 2 Timotei 1, 12, sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Vorbim acum de un lucru mai sensibil. Poate cineva se apropie și e conștient că se apropie cu fiecare zi de ziua plecării. Toți ne apropiem cu fiecare oră, de fapt. E... Noi trăim o numărătoare inversă din clipa când am deschis ochii pe Pământul acesta. E o numărătoare inversă. Și odată este cifra 000. S-a încheiat. În perspectiva aceasta, sunt multe suflete cuprinse de... Îngrijorări de uh, sfârșietoare, temeri, ce va fi cu copilul meu, ce va fi cu împărăția după mine, zise nebucat nețar Solomon, ce va fi cu omul care va veni după mine, ce va face. Sunt într-adevăr îngrijorări și frământări reale. Avem noi încredere în Dumnezeu. Așa cum foarte frumos scrie Pavel aici, eu am să fiu turnat ca o jertfă de băutură, spune el, dar știu în cine am crezut, știu că el are putere să păzească ceea ce am încredințat. Aceste lucruri nu sunt ușor de trăit, ci așa cum spune el în epistola către romani, capitolul 4, 21, ele depind de cine este Dumnezeu în ochii tăi, cu ce ochi îl vezi. În ce fel se poate rezema sufletul tău pe el? E adevărat, între oameni avem oameni de diverse calibre. În cineva te poți încrede, în cuvântul cuiva, în, în omenie, în, în asta, dar în altcineva nu poți să te încrezi. Dar aceasta e la oameni. Însă, în relația noastră cu Dumnezeu, ar trebui să nu fie niciodată acest fel de eclipsă care pierde încrederea în Dumnezeu ci chiar acolo unde nu se vede absolut nimic, unde este întuneric total, noi să continuăm să ne încredințăm lui Dumnezeu. Și gândul acesta chiar. Doamne, uite, am, sunt muncit de un gând de neîncredere în tine pentru felul cum se vor rezolva aceste lucruri. să spune, sunt de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Am mare încredere că poate. Că va împlini sau nu așa cum mă aștept eu, nu are importanță. Important este cine împlinește aceste lucruri, nu în ce fel sunt ele împlinite, ca și când aceasta ar depinde, într-un fel sau altul, de alegerile noastre, de așteptările noastre, care de cele mai multe ori sunt atât de limitate. Încredințează, dar lui Dumnezeu. Suflarea ta, încredințează trupul tău, lui Dumnezeu. El te va învăța cum să te comporți cu trupul tău, cum să-l privești ca pe un templu al Duhului Sfânt. Este încredințat lui Dumnezeu. Am discutat cu o persoană care a, a revenit din alcoolism. Într-o situație cumplită, mi-a spus: Primeștii de moarte, în care a condus uh, mașină mare, beat și uh, tot ce s-a întâmplat, Și uh, cu pericole ce nu s-a pomenit. Și omul acesta și-a revenit. Și uh, mi-a spus că este totuși expus. Uh, I-am spus: Toată viața va rămâne cu tine înclinația aceasta. Uh, corpul nu uită niciodată senzațiile. El le păstrează atât de vii ca și când se petrece acolo pe loc. Și de fiecare dată când ai să vezi alcool sau ți se oferă, ai să. Ai se, imediat senzația, se, imediat senzația apare și ai vrea să-l bei ca să-ți creeze acea senzație în corp. Și dânsul -ă, mi-a spus, zice, a trecut mult timp de atunci, foarte mult timp, n-am mai căzut niciodată în patima aceasta, nimeni nu-mi trece prin minte așa ceva, este prezent acolo. Dar, așa cum ai spus, sunt sensibile în momentele în care, spre exemplu, colegii vin sau ceva. Zice, deci, am un obicei. Când cineva mi-a oferit o bere, ceva, bea și tu puțin, eu îi spun, îți mulțumesc foarte mult, nu mi-o oferi, eu sunt alcoolic eu am această... M-a recuperat Dumnezeu, dar eu sunt acesta, eu vin de acolo. Și în momentul în care aș deschide drumul pentru așa ceva, um, nu s-ar mai opri decât la mormânt, probabil, sau cu alți oameni morți pe lângă mine. Dar zice, repet lucrul acesta și le spun tuturor. Sunt un alcoolic recuperat. Nu, nu are rost să discutăm despre această problemă. Dumneavoastră puteți să discutați, eu nu. Eu nu voi alege. E un exemplu negativ. Dar celălalt vine o să facem cu tare lucru. Hai să facem cu tare lucru. Nu, eu sunt o persoană închinată lui Dumnezeu sunt un om care mi-am încredințat, mi-am depus ca la bancă, într-un safe, mi-am depus sufletul meu în mâinile lui Dumnezeu, mi-am depus planurile în mâna lui Dumnezeu, hotărârile nu le-am luat singur, ci le-am luat cu Dumnezeu. Eu sunt aici și e cu neputință cum aș putea să fac așa ceva, cu ființa aceasta a mea, care a fost încredințată lui Dumnezeu, este cea mai puternică paza sufletului. Nu se apropie iadul de așa ceva, pentru că el aparține lui Dumnezeu. Chiar ieri, mi-a spus un prieten cum tatăl dumnealui care a primit credința s-a întâmplat să fie într-un grup unde se practica spiritismul și. Era cineva acolo care de mai multe ori a făcut demonstrații, a ridicat masa în sus cu energii din acestea malefice, cu tot felul. Și acum, când vine, deodată se împiedică. Omul acesta încă nu era creștin, încă nu era botezat, încă nu avea, dar trăise această experiență a încredințării sufletului lui în mâinile lui Dumnezeu. Și încearcă spiritistul acesta, demonstrație cu niște soldați care au fost acolo, cu lume, nu a mers absolut nimic și la un moment dat strigă exasperat să iasă afară omul acela care s-a încredințat lui Dumnezeu și a ieșit afară omul acesta. Nu mai știe ce a fost după, dar, dar a fost probabil opusul a ceea ce s-a întâmplat înainte. Acesta nu este deci doar un lucru mental, doar o hotărâre teoretică, ci este o putere. În momentul în care te-ai încredințat lui Dumnezeu, ai conectat sufletul tău cu puterea cerului. Cu dragostea lui Dumnezeu, cu răbdarea lui Dumnezeu, cu bunătatea lui Dumnezeu exprimată în, într-un fel sau altul. Aceasta înseamnă încredințează-ți Sufletul, încredințează-ți viața, încredințează-ți planurile, încredințează-ți hotărârile în mâna lui Dumnezeu. Dacă Domnul nostru Isus Hristos a luat această cale și a mers pe ea, dacă acesta a fost cuvântul cel din urmă, al tuturor cuvintelor lui, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Dacă aceasta este o experiență și o trăire de fiecare zi și de fiecare moment, iubiții mei, haideți să călcăm pe urmele lui și prin harul bunului Dumnezeu să încredințăm lui toate aceste lucruri și îți vor izbuti planurile. De aceea, Tată, venim înaintea ta și te rugăm să ne dai putere să încredințăm în ființa noastră, în mâinile în mâinile tale. Doamne Iisuse, învață-ne și pe noi știința aceasta cristică, Dumnezească, de ți încredința sufletul Tatălui. Ajută-ne, Doamne, care ai spus că ești prietenul sufletului nostru. Ajută-ne să ne încredințăm totdeauna sufletul în mâna Ta, prin Domnul Iisus. Amin.